Ediție specială Newsline. În câteva momente începem. Vă prezint foarte repede invitații mei de la această oră. Domnul Corneliu Vadim Dundor, președinte PRM, bună ziua, mulțumesc bună ziua. Că sunteți aici. Jurnalistul Luis Lazarus, bună ziua, mulțumesc că ați ajuns. De la Timișoara se alătură discuției și mulțumesc că pentru asta avocatul Pavel Abraham. Bună ziua, domnule Abraham. Bună ziua. Și aici în studio este alături de noi avocatul Tonel Pop, avocatul unui personaj controversat care are legătură cu Traian Băsescu. Dar vedem pentru început un amestec incredibil de politică, sume fabuloase, dispariții misterioase și tentative de omori. Este țesut în jurul unor oameni care au orbitat și încă mai orbitează în sfera președinților României. Băsiștii deveniți între timp iohaniști parcă vor să șteargă urmele afacerilor dubioase pe care i-a propulsat în topul celor mai bogați oameni din țară. Codruț Marta, mâna dreaptă a lui Blejnar, este dispărut de câțiva ani. Medicul Iasin, cel care deține secretul răpirii jurnaliștilor, a fost la un pas să fie otrăvit în pușcărie, iar avocatul lui Dan Adamescu s-a sinucis la metrou. Colega mea Denisa Soare ne dă mai multe detalii chiar acum. Denisa, bună ziua! Bun găsit, vorbim despre întâmplări cel puțin bizare care par a îngreuna anchetele procurorilor în ceea ce îl privește pe medicul Mohamed Iasin, odinioară bun prieten atât cu Traian Băsescu cât și cu Omar Haisam. Acum ajuns în spatele gratilor, a declarat recent că ar fi fost victima unei tentative de otrăvire. Spunea Iasin că el este un personaj cheie și așa este pentru că a fost implicat direct în negocierile privind recuperarea jurnaliștilor răpiți în Irak, iar acum a ajuns la închisoare, tocmai ca urmare a unui denunț făcut de către Omar Haisam și crede că este în continuare o țintă, având în vedere că este singurul care poate spune dacă s-au dat sau nu bani pentru răscumpărarea jurnaliștilor. O altă dispariție este, așa cum spuneai și tu, un caz de dispariție, vorbim despre Codruț Marta, un apropiat fost șef de cabinet al lui Sorin Blejnar, cel pe care îl suna fostul președinte Traian Băsescu. E bine, nimeni nu mai știe nimic despre Codruț Marta de ani buni. Se crede că a fost totuși victima unui omor. El știa ce se întâmplă cu banii pentru că, spun procurorii care l-au acuzat și l-au trimis în judecată în lipsă, ar fi avut legătură cu evazioniștii de petrol. În ceea ce îl privește pe avocatul lui Dan Adamescu, acesta a fost cel care l-a și denunțat în fața procurorilor, a dus documente, după care a decis să-și ia viața, numai că în urma denunțului său, Dan Adamescu a ajuns în instanță și este judecat pentru mituirea unor judecători de la Tribunalul București. Și să nu uităm și de un alt caz recent de sinucidere a unui om legat de dosarele Elenei Udrea, vorbim despre arhitectul pârtiei de la Obârșia Lotrului. El a decis să se spânzure după ce fusese chemat la DNA ca să dea declarații în dosarul unui denunțător al Elenei Udrea. Denisa Soare, mulțumesc. Așadar, unul dintre apropiații lui Traian Băsescu face dezvăluiri uluitoare. Doctorul Mohamed Iasin susține că s-a încercat otrăvirea lui în închisoare. Iasin este unul dintre personajele cheie în dosarul recuperării jurnaliștilor răpiți în Irak. Un personaj care ar putea dezlega misterul banilor pe care statul român i-ar fi dat pentru cei trei jurnaliști, dar care ar fi dispărut. Mohamed Iasin, om de încredere al lui Traian Băsescu, închis tocmai pentru că ar fi încercat să intervină la fostul șef de stat, spune că se încearcă eliminarea lui. Iasin deține informații clasificate despre cum au fost aduși în țară jurnaliștii răpiți în Irak. De asemenea, el ar fi martorul cheie în dosarul penal al lui Traian Băsescu, în care Corneliu Vadim Tudor îl acuză pe fostul șef de stat că a furat 4 milioane de euro din răscumpărare. Într-o vizită, copiii au ieșit desperat de acolo. Și unul dintre copii direct s-a dus și la directorul beneficiarului de acolo și l-a reclamat faptul că doctorul nu mai face diferența dintre amândoi copii. Vorbau că el și el s-a uitat în gol, nu era atent cu ei deloc. Era într-o stare critică, slăbise 34 de kilograme, 35 de kilograme, nu ne mai recunoștea, se uita în gol, avea o stare de sănătate foarte proastă. Pe parcurs, starea de sănătate a tatălui meu se răutățea. El fiind în aceeași cameră cu tatăl meu, acesta Alifadel, așa zisul complice.
ne-am gândit că poate el este cel care îi face rău, îi pune anumite otrăvuri sau substanțe, nu știu exact. De aceea am cerut organelor de la penitenciar să îi se facă o examinare de sănătate și că bănuim că acest Halif Adel este cel care îl otrăvește sau care îi pune ceva. Iar în câteva ore, maxim a doua zi, acest Halif Adel a fost mutat din cameră. În următoarele 48 de ore, tatăl meu a început să-și revină, a început să mănânce. Mohamed Yasin aruncă și o altă bombă. În realitate, ținta nu este el, ci Traian Băsescu. Fostul președinte a susținut tot timpul că singurul vinovat de răpire este Omar Haysam. Așadar, vinovatul pentru acea criză e Omar Haysam, punct. Categoric, da. Întâi a plănuit-o ca să... să-și creeze condiții să-i aducă, după care a pierdut de sub control tot procesul și jurnaliștii s-au plătit bani pentru exclus. Declarația medicului Yasin ar putea schimba lucrurile. Din interceptări și din probele administrate în dosar, am văzut cum cei doi copii al lui Omar Haysam se înțelegeau cu Halif Adel, cum să-l bage în pușcărie pe tatăl meu pentru a-l determina să-și schimbe declarația cea adevărată cu una mincinoasă pentru a-l scăpa pe terorist. Practic, declarația mincinoasă pe care o putea face Mohamed Yasin îl viza direct pe Traian Băsescu. Yasin este cunoscut ca un apropiat al fostului președinte încă din perioada în care Băsescu era primar al capitalei. De altfel, medicul Yasin știe și cum s-a procedat la aducerea în țară a jurnaliștilor răpiți și susține că nu s-a dat niciun leu răscumpărare. Tocmai această declarație, dar și implicarea lui Băsescu în răpire, ar fi fost miza șantajului asupra lui Yasin. Relația cu Traian Băsescu a fost doar una normală, n-a fost una de o prietenie extraordinară. De după momentul răpirii s-au mai văzut de câteva ori și atât. Munaf este cel pe numele căruia s-a transferat averea, cea mai mare parte a averii lui Omar Haysam. El, doamna soția dânsului și de asemenea doctorul Yasin, un alt beneficiar, dar un beneficiar cinstit. Am mai vorbit tatăl tău din ceea ce știi tu cu Traian Băsescu în ultimii ani? Doar poate de sărbători, la mulți ani, nu mai mult. Iată, vorbim de otrăvire pentru a nu se afla de urma unor bani. Avocatul Tonel Pop este avocatul domnului Yasin Davin. Imediat la dumneavoastră am văzut ce spun copiii. Aș vrea să fac niște clarificări. Doctorului, vă rog, foarte scurt. De prezentarea dumneavoastră. În primul rând, doctorul Yasin nu spune că cunoaște că s-au dat bani, ci spune foarte clar nu s-au dat bani. Deci nimeni nu i-a cerut să spună dacă s-au dat sau nu bani. Nu, ăsta este secretul, pentru că nu a existat bani. În al doilea rând, nu a fost trimis în judecată că a acționat sau a traficat la președintele țării, ci că ar fi traficat sau ar fi încercat la organe judiciare. Ceva, organe judiciare sunt vreo 7 organe ale statului. Deci nu se știe. Deci această clarificare... Bun, am înțeles. Când sunt situații foarte importante. Foarte interesantă este... și cu asta, acest beneficiar cinstit. Deci a spus președintele beneficiar cinstit. Pentru că în jur de 100 de milioane de euro cât deținea în mare Omar Haysam, au fost trecute cam 2 milioane pe numele clientului meu, dar cu în 2004, cu mult înainte de criza din Irak. De asta e beneficiarul cinstit, că era înainte de orice eveniment. Cu asta... Sunt cu totul în contradicție cu domnul avocat. Situații. Imediat vin la dumneavoastră. Domnule Vadim Tudor, vă ascult pe dumneavoastră. Iată cum se ajunge la bani. Domnul avocat își face meseria de avocat, dar noi suntem aici pentru aflarea adevărului, nu pentru apărarea unui client. Aici e vorba de adevărul național, domnul președinte, ne cunoaștem bine. Eu nu știu de cât timp sunteți avocat, știți că vă simpatizez. Nu, mă întrebați de vreo vechi anchetator de presă. Mă întrebați, este avocat? Ascultați-mă puțin, păi de unde aveți dumneavoastră informația sigură că nu s-au dat bani? De unde știți că nu s-au dat bani când atâția oameni spun că s-au dat bani? Politica statului român. Deci noi nu putem, nu. Da. Deci oficial nu putem ar trebui, e o problemă, domnule, o problemă de siguranță. Sigur, politica statului român e că nu trebuie să existe teroriști. Să promovăm terorismul. Și ala e plină de teroriști. Chiar nu s-au dat. Chiar nu s-au dat. Domnilor, vă rog, o secundă. Pierdeți dacă vă rog, precizări în legătură cu momentul ăla când s-au dat banii. Pentru că domnul Abraham este în direct cu noi de la Timișoara, este departe. Aș vrea să-i dau dumnealui cuvântul în acest moment. Domnule Abraham,
am, să se ajungă la o otrăvire în acest sens? Cum vedeți cazul? Ați auzit discuțiile de aici, ați văzut care sunt pozițiile în acest moment. Vorbim de oameni care pot ajunge la Traian Băsescu. Domnule Abraham, cu dumneavoastră vorbesc, sau dumneavoastră vă întreb, ascult. Nu se aude, cred. Nu știu de ce vorbesc. Revenim la domnul Abraham în câteva momente. Iată, vă rog, domnule Vadim Tudor. Vreau de la început să centrăm discuția pe făgașul subiectului și al normalității. Prima persoană dispărută despre care se știe public, dar s-a acoperit, pentru că Băsescu, la rândul lui, i-a acoperit de serviciul secret american, care l-a recrutat în 98, când era ministrul transportului. El e agent american. Haideți că trebuie să dăm dovezi, ajunge, păi se ajunge până la un punct când se pune capac. Se opresc toate investigațiile. În 2004, eu am aflat existența unei doamne, Doina Renea, dacă trăiește, o rog să dea un semn, să ia legătura cu noi, că de 11 ani a dispărut fără urmă. Ce Dumnezeu! Ea s-a dus în 97 la ziarul Telegraf din Constanța și puteți, e pe site, puteți să luați din colecție. Vă dau eu un e-mail după emisiune și s-a dus acolo și s-a plâns că în noaptea de anul 1972-1973 la Constanța, tânărul aspirant la marină, student, nu pot să-i zic, nu știu dacă era facultate, și-a asimilat el ulterior, Traian Băsescu a violat-o. Domnule Vadim Tudor. Păi dar spune femeia. Vorbim de siguranță națională. Domnule, dar mă lăsați puțin. Dar mă lăsați să spun ce știu. Revenim la... Nu, nu, păi stați puțin. Nu, nu, îmi pare rău, dar eu mă văd nevoie să plec din emisiune. Păi dar nu sunt lăsat să vorbesc. Vă rog cu respect. Deci în 2004 ea a venit la emisiunea electorală la ProTV, i-am arătat-o lui Băsescu, s-a făcut verde la față și mi-a zis: maestre, mă terorizează femeia asta. El a încercat să o arunce în lacul tăbăcăriei și au salvat-o doi ziariști de la Telegraf. Păi a dispărut o persoană, nu despre asta vorbim. Nu vorbim despre dispariții. Da, despre dispariții, dar care sunt... Dar cine stabilește mie subiectul și traseul de zbor? Eu știu o dispariție concretă, cu nume, cu identitate. Doina Renea. Dacă trăiește, domnule, eu prezint scuze lui Băsescu. Dar prea a dispărut, vă rog, vă dăm 11 ani, domnule. Am înțeles. Permiteți-ne să mergem la avocatul Pavel. Aș vrea să revenim la subiectul acesta foarte important și să spun următorul lucru. Sunt niște chestiuni deosebite care depășesc sfera de preocupări a unui președinte. Implicarea președintelui într-un acest caz din start este una inoportună și suspectă. Aș arăta că eu am avut o discuție personală cu domnul Munaf, care spunea că este băiatul rău și care în România a fost condamnat 10 ani, iar în Irak a fost achitat pentru aceeași faptă. În mod normal, din perspectivă juridică, lucrurile trebuie clarificate. Și domnul Munaf și sora acestuia, care este în Statele Unite, doresc să se facă lumină. În mod normal, trebuie deschis acest caz în România și în acest context, părerea mea că se poate stabili și implicarea fostului președinte Traian Băsescu, care în orice caz este neavenită și o activitate nespecifică pentru niciun șef de stat din țările moderne. În ce îl privește pe domnul Yasin, întâmplarea face că îl cunosc. Eu aș spune că un om onest, care a fost într-o relație privilegiată în mod cert cu domnul Băsescu și prin faptul că a spus că este băiatul bun, a plasat asupra acestea o vinovăție. În mod sigur, informațiile care circulă pe piață relevă faptul că s-au luat bani cu această ocazie. V-aș da un singur lucru de reflexie pentru toți cei care ne urmăresc. Cum vă închipuiți că o țară ca România reușește dintr-un câmp de război, Siria, să le extragă pe Haysam,
în condiții deosebite, să-l aducă în România, iar după aceea să nu îi se permită să ia legătura cu avocați, să facă declarații publice, să-și apere interesele. Este o chestiune care prezintă interes național pentru toți românii și de aceea cred că faptul că s-au considerat că sunt informații clasificate trebuie elucidat și, într-adevăr, într-o perspectivă apropiată, lucrurile să revină la normal, deoarece vom continua, dacă nu mult timp, să vehiculăm aceste informații tulburătoare, spun eu, dezonorante pentru foarte mulți oameni, cel mai mult pentru fostul președinte. Bun, un dosar clasificat, fără îndoială, dar iată, noi revenim la aceste informații care apar în prezent, care nu au legătură cu ceea ce am putea descoperi dintr-un dosar clasificat. Și v-aș întreba, domnule Tonel Pop, de unde această idee că a fost, am văzut, copiii spun că Yasin a fost otrăvit. Dumneavoastră susțineți acest lucru? Foarte simplu. Această chestiune am dedus-o foarte, foarte simplu. Din faptul că era într-o stare de sănătate deplorabilă, iar în momentul în care am intrat în dosar și am descoperit că acel co-inculpat, pe baza căreia s-a făcut și acuzarea, de fapt, era cel care punea la cale propria sa inculpare alături de cei doi pe care urmau să-l inculpe, deci așa, atunci mi-am dat seama că sunt în cameră cu acest personaj. Este clar că de aici și se trage, s-au făcut cercetări, se fac în continuare. Dacă în secunda următoare a fost mutat din cameră, este clar că serviciile de siguranță specifice care acționează în penitenciar au considerat validă această reclamație sau această supoziție și mai departe este sub tratament și sub analize medicale, rămâne un dosar iarăși secret. Deci n-ați făcut o plângere în acest sens? Ba da, este făcută o plângere, s-a intervenit la plângerea mea, a fost scos din cameră Fadel, pentru că n-avea ce să caute cu dotul Yasin ca și cu inculpat. Dar după aceea nu s-a făcut o anchetă, pentru că sunt acuzați extrem de grave de ucciderea unui om, nu de tentativă. Ce pot să vă spun? Că este internat în spital, i s-a făcut bilet de internare, că s-a acționat imediat și a fost scos din cameră, că a intrat sub supraveghere medicală zilnică, deci puteți deduce, iar chestiunea de anchetă, iar politica statului român, să știți că a rămas aceeași față de terorism și că s-a întâmplat și acum. Câteva cuvinte despre Yasin, o secundă, ca să avem după aceea timp de a comenta și cel al doilea caz clar, la peste 3 ani de când Codruț Marta a fost văzut ultima oară, dispariția lui rămâne o necunoscută. Fostul consilier al fostului șef ANAF, Sorin Blejnar, este cercetat pentru evaziune fiscală de 15 milioane de euro și deținea informații de preț despre mafia băsistă. Marta este însă de negăsit din 2012, iar anchetatorii au două variante. Ori a fugit, ori a fost asasinat. Codruț Marta este într-o bună măsură un fel de caz Elodia 2, însă cu implicații mult mai adânci în politica românească. Fost consilier al vestitului Sorin Blejnar, Marta este dispărut de peste 3 ani după ce s-a descoperit că ar fi parte într-o fraudă uriașă din produse petroliere. Recent, soția lui a fost audiată la DNA pentru a încerca a câta oară să se facă lumină în acest caz. Codruț Marta a dat bir cu fugiții la doar 2 săptămâni după instalarea guvernului Ponta, care a descoperit afaceri dubioase în vestul țării ce aveau legătură directă cu el și cu Blejnar. A ieșit la iveală o complicată afacere cu produse petroliere în vârful căreia se aflau Codruț Marta și Radu Nemeș, subtilizând astfel 15 milioane de euro. Dispariția lui Codruț Marta coincide cu ziua în care el ar fi trebuit să recupereze o sumă mare de bani împrumutată unui om de afaceri pentru ca acesta să investească într-o televiziune. Ultimul om care l-a văzut pe Codruț Marta a fost Elan Schwarzenberg. Anchetatorii au luat în calcul varianta ca Marta să fi fugit, dar și ipoteza unui asasinat. Luăm în calcul și varianta în care el a fost ucis. La momentul de față facem cercetări pe toate aceste planuri. Și cel mai probabil el nu se mai află în viață în acest moment. Atâta timp cât un om este dispărit sau un om este anchetată de către secția de urmărire criminalistică, nu te poți gândi la un lucru bine. La o dispariție, la o răpire, nu știu.
Abia după 4 zile, Andreea Marta a reclamat dispariția soțului. Afirmă, pe de o parte, că era obișnuită ca soțul ei să dispară zile în șir de acasă, deci nu ar fi avut motive de îngrijorare așa de repede. Dar, pe de altă parte, tot ea susține că a doua zi după dispariție ar fi trebuit să plece împreună la Monaco, în concediu. Totuși, cu biletele în buzunar și valizele pregătite, nu s-a îngrijorat că soțul nu-i mai răspunde la telefon. Codruț Marta este pomenit în documentele parchetului ca fiind un specialist în escrocherii. Pe lângă altele, el l-a ajutat pe Elan Schwarzenberg să înstrăineze mărcile realitatea, fraudând astfel creditorii prin deposedarea societății de bunul său cel mai de preț, brandul. În 2012, Elan Schwarzenberg este audiat în legătură cu misterioasa dispariție a prietenului său, iar după câteva zile pleacă în Israel. De acolo nu a încetat să acționeze pentru controlul postului de televiziune, prin intermediul a numeroși mesageri din România, printre care și fosta lui soție, Mihaela Rădulescu. Aceasta nu a negat că se întâlnește cu fostul ei soț, dar numai cu tatăl copilului ei, nu și cu omul de afaceri. Eu mai văd că tatăl copilului, în calitate de tatăl copilului, avem în continuare această importantă relație de prietenie între noi ca părinții ai copilului nostru. Astăzi, chiar dacă Marta este dispărut, procurorii spun că făcea parte din grupul evazionist sprijinit de Sorin Blejnar, președinte al ANAF, Viorel Comăniță, vicepreședinte al ANAF și director general al Autorității Naționale a Vomilor, dar și de Florin Dan Secăreanu, ofițer de poliție, fost șef al Serviciului Constanța al Direcției Generale de Informații și Protecție Interne din Ministerul de Interne. Toți au format ceea ce procurorii numesc palierul de protecție al grupului infracțional. Din toată încălceala, de fapt, unul dintre puținele elemente care reiese clar este că zelul autorităților de a-l găsi pe Marta viu sau mort nu este pe măsura faptelor presupus comise de către acesta. Măcar comparația cu cazul Elodiei relevă faptul că modul de acțiune al autorităților pare cel puțin tărăgănat. Dacă în cazul avocatei s-au cheltuit resurse fabuloase, în ceea ce îl privește pe Codruț, singura cheltuială cunoscută este poza lui de pe site-ul Interpol. Pare că un Marta dispărut este convenabil pentru toată lumea. Domnule Abraham, vin către dumneavoastră. O dispariție și 15 de milioane de euro în joc în acest moment. Da, aveți dreptate. Vedeți, cazul de la Brașov n-a mai mișcat niciun pas de ani de zile. Poliția, după părerea mea, nu și-a făcut datoria și este o pată rușinoasă pe obrazul său pentru a-l identifica pe Codruț Marta. Parchetul băltește și nu face nimic și, sigur, în acest context, suspiciunea că el este protejat, unii vehiculează că ar fi mort, oricare variantă poate fi verificată, dar nu ne-au convins niciunii din cei care au asemenea obligații că și-au făcut datoria și că au ajuns până la un anumit punct unde au pierdut lanțul urmăririi. La găsirea lui poate contribui și opinia publică din România sau poate și din zonele de distracție ale potentaților români, Monaco, știu eu, probabil în Orientul Mijlociu. Deci cred că ar trebui făcut mai mult. Ați făcut o excelentă trecere în revistă cu cazul Elodia, unde era vorba într-adevăr de o persoană care și-a pierdut viața, probabil. Și aici ne găsim în aceeași situație, dar aici avem și o pagubă adusă statului român, certificată la circa 15 milioane și eu spun că este mult mai mult. Dar cred că unii ar dori să-l aibă pe Marta să-l bată să vorbească și alții să tacă. Și încă, în momentul în care discutăm, vechile autorități, reprezentanții de frunte, de vârf, care i-au protejat pe acești potentați, au forță încât să stânjenească, după părerea mea, drumul descris spre adevăr și spre găsirea celui în cauză, indiferent de situația în care se găsește. Și astfel toată lumea este mulțumită, așteptăm să treacă timpul, faptele să se prescrie și, sigur, cine pierde? România. Iar cei de acolo își păstrează intacte funcțiile și acum. Eu cred că până când nu se face o reformă adevărată în justiție, la nivel de vârf, românii nu vor fi în niciun fel mulțumiți și satisfăcuți că, într-adevăr, se acționează în interesul lor. Domnule Vadim Tudor, caz Elodia 2, iată, se spunea, și nu este găsit un om. Sunt oameni cărora le convine acest lucru, spune și avocatul Abraham. E mai presus de orice dubiu că România e prizoniera unei rețele de unor rețele de crimă organizată. Sunt lucruri care... Politico-statale, crimă organizată politico-statală. Vreau să-l întreb pe Pavel Abraham. Ci se pare normal, dragă Pavel Abraham, ca în fruntea poliției române, de mai bine de un deceniu, trecând prin toate regimurile, să fie același domn
Petre Tobă, nu se mai schimbă nimic? E o întrebare retorică. Ar fi trebuit să vină poate niște tineri profesioniști care să nu fie îndatorați unor grupuri de... N-a nimic cu Tobă. S-ar putea să fie un bun profesionist, dar prea stagnează niște anchete. Nu numai justiția e de vină, și poliția are vina. Parchetul, în primul rând, și structurile de crimă organizată. Haideți că Tobă nu este de față, aș vrea să... Nu comentăm prea mult o persoană care nu este prezentă. Nu, eu vorbesc de funcția propriu-zisă. E o funcție de mare responsabilitate pentru că iată ce se întâmplă acum cu această afluență de emigranți. Asta e grijă. Asta face parte din a putut să păstreze în această funcție de mare demnitate de inspector general al poliției române în mai multe structuri politice, zicem, care guvernau, asta înseamnă că e apolitic, deduc eu. Da. Păi din moment ce poți să te menții, ai sper să ieșim din zona asta cu cine și nu am să spun mai multe, dar se mai schimbă oamenii. Bine, s-au schimbat premieri, s-au schimbat președinți. Nu cred că este fiul mai punctual. Rotirea cartelor e un principiu comunist, dar e sănătos și în democrație. În general, unii dintre oamenii ăștia care au fost puși în poziții cheie sunt oameni care aveau niște probleme dinainte. Ei au fost puși în urma unor acțiuni de șantaj, te pun acolo în post și tu faci politica mea. Acest Marta... Nu toți, nu toți. Am spus unii dintre ei, n-am generalizat. Acest codruz Marta nu se știe, dar din sursele mele s-a ocupat inițial cu returnării legale de TVA. Nu are niciun dosar deschis pe returnării legale de TVA. Dacă se caută și dacă se dorește, o să se vadă că acolo e o mare caracatiță care n-a fost abordată niciodată. Asta da, cu returnările ilegale. Arabul Said, da, Omar Chiamal, Lanțu, Omar Chiamal și toate chestiile. Erau 60 de milioane fost, de euro returnare exact, ilegală. Au fost pasați peste graniță toți. Da, el ulterior a fost pus în această funcție. El a avut o colaborare cu soții Nemeș care au fost găsiți sub adăpostul unei structuri religioase din Statele Unite, cu bunker, cu bunker, cu arme, cu de toate, și au fost aduși. Și iarăși din surse am informația că, de fapt, ei au corespondat cu Marta. Pentru că în anumite... FBI-ul i-a urmărit pe ei, în felul ăsta i-a și prins. Și ei au avut discuții cu Marta. Marta e bine mersi, trăiește și i-a ascuns undeva. Dar dacă toate structurile de securitate, de informații ale României nu sunt în stare să-l găsească pe Marta, e pentru că nu doresc, nu pentru că nu pot. Ăla pentru că foarte ușor... mai multe conturi, în mai multe bănci ăla. I-am adus mai mult, mai de unde am vrut, din Indonezia, din China, da. De peste tot i-am adus pe diversi. Nu le mai pomenesc numele. Iar cât despre Yasin, doar atât vreau să remarc. Faptul că el apare într-un moment, eu am fost în Irak acolo și am fost inclusiv în hotelul în care a stat, am vorbit cu persoane care au fost în celula de criză irachiană și vă pot pune la dispoziție oricând doriți casete filmate în Irak cu cel puțin 3 martori care atestă clar că s-au dat bani, că acești bani au fost negociați inclusiv de Yasin. Deci Yasin nu e deloc străin de problema asta. Că i-a dus chiar el. Ați dus aceste declarații ale unor persoane de acolo, le-ați dus în instanță? Nu mi-a cerut nimeni, ce credeți? Nu are nimeni nevoie de ele. Nu mi-a cerut nimeni. Am vrut să le aduc la voi, la România TV. Foarte corect, nimeni nu vrea să le cunoască. Da, nu vrea să le cunoască. Te bagă serviciile inclusiv. Deci o singură dată am adus o casetă care a fost dată fragmentar din lipsă de spațiu, probabil, la România TV. În rest, Diaconescu le-a blocat la OTV, iar Gâdea nu vrea să audă de ele. Dar toată ziua vorbește de răpirea din Irak. Eu n-am înțeles niciodată chestia asta. Păi dacă eu am membru al Comisiei Rogatorii, deci când s-a întâmplat această răpire, s-a constituit o comisie rogatorie, da, care a închetat de-a dreptul situația la Bagdad ca și la București. Un membru al acestei comisii rogatorii, locotenentul colonel Moed, membru al adjunct al unei structuri de securitate din Ministerul de Interne irachian, spune cu subiect și predicat și lampă casetă că s-au dat banii și că, de fapt, cum a fost situația? S-a raportat la ambasada română din Bagdad că au fost găsiți jurnaliștii, că o să fie recuperați de Ministerul de Interne irachian și că vor fi predați ambasadei. Dar au o problemă. Vor să o mai rețină puțin pe Marijan, că vor să o ancheteze, că îi bănuiesc că e vinovată.
Atunci domnul ambasador Stuparu i-a dat telefon domnului Băsescu și i-a spus: ăștia au găsit jurnaliștii, ce ne facem? Aveți, nu, îl trimit pe Yasin. Da, am dovada, trei martori din Irak, între care unul este membru al Comisiei Rogatorii. De ce nu le duci în instanță? Păi vine așa cineva. Eu sunt jurnalist, eu le-am adus la televiziune. Un element nou în discuție, ca dovadă că s-au dat bani, este că la două luni după așa zisă eliberare la răpirea din Serai, bugetul SIE a fost plusat cu peste 9 milioane de euro. Pentru ce? Iată, banii pentru răscumpărare. Păi nu avea nicio justificare. Se deci pare că din fondul tampon al SIE. Din fondul SIE. În primul rând, dar de ce au mărit? Dar de ce au mărit ei bugetul SIE? Toți oficialii spun că nu s-au dat bani. În al doilea rând, dacă era să... E amabil patriot și înțelegător, domnul avocat Onelastă. Domnul avocat, în realitate, domnul avocat, bani, s-au luat șpăgi acolo. Domnul avocat, era mai oficial decât ei atunci. Era vicepreședintele Senatului României. Terorismul este profitabil, nu? Să înțeleg că e profitabil terorismul? Eu zic așa. Nu ne situăm la nivelul oficial. Era o acțiune de imagine pentru PSS. Lazaru, se rog, domnule, permiteți-mi să merg la Timișoara, către domnul Pavel Abraham. Domnule Abraham. Ieșirea sigur, eu cred că care am dosarele domnul președinte, domnul avocat, domnul președinte mare în studio. Să plecăm domnului Lazarus, mergem către domnul Abraham. Vă ascult, domnule Abraham. Da, eu aș vrea să aveți în vedere faptul că ieșirea din țară a domnului Haysam este o cacealma, așa cum a fost prezentată public, și sunt probe relevante, au fost prezentate. A fost o ieșire construită de către cei care s-au ocupat de această acțiune, după părerea mea, rușinoasă, dat fiind și faptul că MUNAF, care a încheiat un contract de asistență cu mine, a fost achitat, așa cum spuneam la început, și din această perspectivă, eu cred că în mod cert, într-o perspectivă apropiată, trebuie lucrurile să fie elucidate, chiar dacă ele au fost clasificate pentru o perioadă atât de îndelungată. Bun. Nu putem să protejăm la nesfârșit lipsa de calificare, incompetența sau reaua voință prin care banii fie că au fost pierduți ca urmare a greșitei construirii acțiunii, fie ca urmare a interesului pe care unii l-au avut. Și eu spun, președintele nu avea ce căuta aici, s-a implicat, ar trebui să explice public de ce s-a implicat nemijlocit. Nu avea asemenea competență. Că mă contrazic, președintele era... El conducea celula de criză și are acest prerogativ și toate coordonatele privind siguranța națională și terorismul sunt comandate de la nivelul șefului statului. A fost o stați o clipă, să nu confundăm, că nu-i ca la piață cine poate mai mult, poate și mai puțin. Vă spun eu, dovadă că a ieșit prost este că a condus celula de criză domnul Băsescu. De-aia a ieșit prost și avem astăzi discuțiile acestea contradictorii. Specialiștii trebuie să-și asume răspunderea. A condus-o bine, că a condus-o prost, că avea această calitate. Mai departe, pentru că este scandal monstru între cele mai periculoase clanuri din București, oamenii lui Sile și Nuțu Cămătaru l-au atacat cu pumni și cuțite chiar pe holurile curții de apel pe unul dintre rivalii acestora. Imagini incredibile. Discutăm în câteva momente. Revenim. Scandalul a început chiar în sala de judecată. Unul dintre cei chemați ca martor în dosar a fost amenințat de oamenii lui Sile și Nuțu Cămătaru. Victima susține că interlopii au scos un cuțit chiar în fața judecătorilor. Nuțu Cămătaru, Sile Cămătaru a sărit cu briceapul. Polițiștii au chemat de urgent o ambulanță pentru a-i acorda îngrijiri medicale bărbatului bătut. În acest timp, liderii clanului Cămătaru, Sile și Nuțu, au fost luați la întrebări de anchetatori. Prietenii celui bătut spun că frații Cămătaru le-au ordonat interlopilor pe care îi conduc să-l atace pentru a-l intimida. Nuțu Cămătaru și ceilalți interlopi au fost duși la poliție pentru audieri. Știu tot ce se întâmplă, Nuțu Cămătaru și Sile, dar ce facem? Dacă nu are niciun la televizor, numai asta.
Dar fratele tău care trebuie? Doamna, n-auzi că eram cu avocații distanță, lăsați-mă în pace. Judecătorii ce au? Păi ce să zică judecătorii dacă eram în instanță? Secția 14 de poliție a preluat cazul. De asemenea, trebuie stabilit cum au putut intra interlopii cu un cuțit în sala de judecată și să se bată chiar în fața magistraților. Sunt imagini incredibile, o situație incredibilă și merg către avocatul Pavel Abraham. Domnule Abraham, nu știu dacă ați văzut aceste imagini, dar clar sunt interlopii de acolo, au ieșit cu sânge pe față, se spălau la un moment dat. Cine știe cum arătau în sala de judecată? N-am văzut imagine, dar îmi închipui care este situația. Sigur, la intrarea în sălile de judecată nu se face un control al celor care participă, ședințele sunt publice, există doar personalul de serviciu, jandarmul care asigură ordinea și cei care asigură paza personalului statului. Altceva. Cred că a face un control de acest fel ar fi o chestiune deosebită, adică ar trebui să ne găsim într-o stare deasupra oricărei închipuiri. Dar sigur, în cauzele penale, mai ales atunci când sunt persoane care uneori se consideră acuzate pe nedrept, probele sunt subțiri, încearcă să încline balanța în fața judecătorului, dar cred că asemenea mijloace nu sunt permise și cred că nu trebuie utilizate niciodată. Dorește, dar la aceasta trebuie să participe cu toții. Dar contrazică, domnul general, îi permiteți, vă rog. Probabil că pe dumneata nu te corectează pentru, controlează pentru că ai robă de avocat. Dar eu am avut și eu niște procese legate de candidatura partidului nostru. De câte ori am intrat într-un tribunal, deci în tribunal nu s-a instituție. În orice instituție. Păi e ca la aeroport. Mi s-a reținut borseta. E un filtru unde piu e ca la aeroport. Exact. Dumnezeu. Exact. Cum intră la cu briceagul sau cuțitul acolo? Asta la intrarea în instituție, dar nu în sala de judecată. Acolo nu se mai face niciun control.